Salut și bine v-am găsit pe canalul FVBlog. În clipul de față vă voi prezenta un battery tester BT168. Există două variante, varianta analogică, cea de față, și varianta digitală, dar nu cunosc cum se numește, care are un D la sfârșit, BT168D de la digital. Consider acest tester foarte util, deoarece poate să sta foarte ușor baterii gen 2DA, mi se pare că e acesta, da, 2DA. Testez foarte ușor. În cazul multimetrului e mai un pic mai dificil, deoarece trebuie să-l scoți din cutie sau unde l-ai, trebuie să pui cablurile de test unde trebuie, apoi trebuie schimbat selectorul în zona de măsurare a tensiunii și până faci testul, până îl iei, până durează mai mult timp. Așa, în cazul măsurării cu acest tester, verificării cu acest tester, e mult mai ușor. Pui repede bateria și aia e. Simplu, foarte simplu. Nu mai stai să încurci, în 2 secunde deja îl măsori. După cum se vede, se poate măsura baterii 2DA, cele mai mici 3DA, mai departe chiar nu știu ce înseamnă, vă dați voi seama. 3DA, 2DA, DHP, abar n-am ce înseamnă. În partea aceasta se pot măsura baterii de 9V, avem și noi o baterie de 9V. Plus e în partea aceasta. În spate avem un mic tabel, tipul de baterie de 1,5V și de 9V. Spune că în cazul de baterie de 1,5V avem o rezistență de încărcare de 4 ohmi, adică pentru a fi pusă bateria în sarcină. Rezistența în sarcină cu bateria de 9V este de 215 ohmi. Și să desfacem testerul, da? Să vedem ce arată în interior. Plus și minus. Ce prostie, fii atent aici. Pe minus, roșu. O să refac eu cablurile și o să pun culorile de care trebuie. Negru pe minus și roșu pe plus, da? Că mă cam enervează, nu știu de ce naiba n-au pus ei. A fost lene să respecte culorile cablurilor. Na, asta e. O să dezlipim să nu ne încurce. Doar partea asta atât. Am mai fost desfăcut și am exfoliat eu pad-ul respectiv. Asta e. Ce avem aici? Păi avem așa. 4 rezistoare SMD. Trebuie să punem și rezistoare gen de putere mai mare. Acestea sunt de putere mult mai mic de un sfert de watt. Cele SMD de aici, da? 221 semnifică 220 de ohmi. Mai exact, prima și a doua cifră semnificativă, 22, și număr de 0 ori. 1 e număr de 0 ori, trebuie un 0, 220, da? Și aceea de 220 este pusă în paralel cu bateria de 9V. 3R9, R semnifică ohmi, 3 sau virgula, 3,9 ohmi. Mai departe, 5600. Atenție, în cadrul rezistorului SMD notate prin 4 cifre, e diferită notarea, însemnând că avem 3 cifre semnificative, 560, 560, iar ultima cifră a unităților, ultimul 0, să vă arăt cu o pensetă. Deci avem prima cifră 560 și acel 0 din capăt reprezintă numărul de 0-uri. Avem 0 0-uri și asta înseamnă că avem 560 de ohmi. Acest rezistor este pus în serie cu bateria de 1,5V. O să vă arăt o schemă mai imediat, da? Următorul SMD, 362 scrie pe el. Asta înseamnă 36 ori 100, adică 20 ori, 3600 de ohmi. Asta înseamnă 3,6 kΩ. Hai să vă arăt schema, ca așa să înțelegeți mai bine. Haideți să schimbăm cablurile acestea, pentru că nu-mi plac. Să punem culorile corecte și să cositorim un cositorit. Trebuie chiar lung.
E un cablu scurt. Dezizolăm puțin, nu mult. Îl cositorim. Da, așa vine. Am rezolvat. Uitați-mi cum vine. Să-l cositorim. Dezlipim firul albastru și lipim pe cel roșu, așa cum ar fi trebuit de la bun început. Trebuie să rezolvăm într-un fel, pentru că asta se mișcă, da. Știi ce am să fac? Deci o să pun plastic topit aici. Să vedeți bine, da? Să pun plastic topit aici și unul în zona aceasta. Pentru că o să mișe de fiecare dată cablul ăsta și nu-mi convine. Și o să fie acolo și acolo și o să steacă decât ochii, fix. E, și după cum am spus în titlu, o să fac și un upgrade al acestui montaj. Ce credeți că gata? Nu. O să punem acest montaj ultiv. Da. Vedem noi cum îl așezăm. Ca să lumineze display-ul respectiv. Afișajul analog. Cum să-l punem noi? Bun, negru vine la minus aici, la comun. Partea de plus o să fie pusă doar pe partea bateriei de 1,5V. Îmi pare rău, nu pot să o pun și pe cea de 9V, pentru că nu am nici o idee cum aș putea să o încadrez în schemă. Dacă aveți voi vreo idee, puteți lăsa în comentarii și poate pe viitor o să modific acest baterii test, astfel încât să lumineze și în cazul bateriei de 9V. Dar, din păcate, în cazul acesta o să lumineze doar cu bateria de 1,5V. Bun, tăiem aici și... În cazul minusului, convenim cu minusul. Punem așa și venim aici. Tăiem aici. Tăiem, nu fugim. Și să punem și plusul. Așa. Ia să vedem. Am probleme cu punerea capacului. Da. Trebuie să facem o schimbare. Cablul acesta lipim mai jos. Hai să dezlipim puțin. Ok. Și să regândim. Asta îmi place la plasticul ăsta topit, că dacă e greșit ceva, se poate scoate ușor. Bun. Cum mai lipim noi asta? Venim pe partea asta lantă. Și celălalt pe lângă. Asta o să lipesc de lateral cu plastic topit, cu tub de la plastic topit. Gata. Să așteptăm să usuce
și cred că cam asta o să fie. Ochii s-au uscat cât de cât? Da, s-au uscat. Pot lejer să. Deranjează într-un fel? Nu. Se mișcă lejer, e bine. Asta o să vină într-o parte. Și cam asta e. A rezolvat. Hai mă, intră. Aici e bine. E bine. Nu foarte tare strâns. Și să testăm. Camera se vede luminositatea puternică, dar nu-i să sting lumina. Hai să luăm și o baterie mai consumată, cred. Ia asta este cum este. Am alte baterii pe aici. Acum să vedeți mai bine, da? Să vede bine. Da? O baterie mai consumată. Cam aici se oprește clipul privind prezentarea baterii testerului în interior, înlocuirea cablurilor cu, utilizând culori eronate, așa că am pus culorile așa cum ar fi trebuit puse de la bun început. I-am făcut și un mic upgrade de iluminare a display-ului analog pentru a putea vedea mai bine acel display. Pe aici se termină clipul. Eu vă mulțumesc frumos că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să vă rog de butonul like. Dacă nu sunteți abonat, puteți să vă și abonați. Asta aș aprecia destul de mult. Eu vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune! La revedere!